Având în vedere faptul că planul urbanistic general al municipiului Lugoj datează din anul 1999, fiind depășit și nemai reflectând realitatea, reprezentanții administrației locale au reușit să obțină o finanțare prin PNRR pentru elaborarea unui nou PUG. Totodată au obținut fonduri necesare pentru actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Săptămâna trecută, documentația în vederea achiziției a fost încărcată pe SICAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este 22 martie. Valoarea estimată a achiziției este în jur de 770.000 de lei fără TVA, iar durata de prestare a serviciilor de elaborare a noului plan de urbanism general este de 22 de luni. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea procesului de planificare urbană și teritorială, bazată pe principiile de dezvoltare durabilă și inteligentă și de a spori accesul digital la documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism.